Seara din nou. Vreau să vorbim câteva cuvinte despre întâmplările, hai să spunem, extrasenzoriale. Practic, ceva de genul, de câte ori trebuia să fii mort și erai viu. În clasa 7-a, pe la 14 ani sau ceva de genul, sau aproape de acea vârstă, la moartea bunicului, sau în mormântarea bunicului, mai precis, este o poveste mai aparte. Practic, bunicul era în casa bătrânească, și eu eram afară, toată lumea în bocea, cu bocitoare, cu toate cele. Când, într-o dată, fiind în luna august, foarte cald, mi s-a făcut rău și, hai să-i spunem, am leșinat. Așa că, la un moment dat, se spune că în viață, când treci dintr-un de pe pământ, în rai sau unde vrei să zici, în lumea cealaltă, treci printr-un tunel. E, gândiți-vă că ar fi așa, o curte foarte mare, lângă curte un zarzăr, uite așa de mare și uite așa de înalt, mare cât casa, și să te trezești dintr-o dată că urci așa spre pământ sau nu, spre soare, să zicem așa, cât de sus. Cam că, cum îi vedeți voi din avion. O senzație foarte aparte. Practic, lumina albă, tunel, și tot urcam, și tot urcam, și tot urcam, și tot urcam, până când, la un moment dat, a fost poveste și mai interesant. Am început să mă uit în jos, ce las pe pământ. Și vedeam pe toți furnici și vedeam în jurul ei zarzărul foarte mare. După care toată lumea încerca să mă trezească pe mine. Senzația cea mai plăcută sau neplăcută la un moment festiv, botez, mormântare, miejale. Să ai pe cineva, uite și pe ăsta leșinat, cum îl trezim. Toată lumea dădea la mine, dădea palme, dădea toate alea, numai cu oțel m-au trezit. Și dintr-o dată, când cobori, știi cum e faza aceea când urci în lift de mare viteză. Așa urcam și lumină albă în jurul tău. Și eram așa de sus, plecând, ați văzut cum e acum pe Google Maps, când pui punctul, și unde ești aici și începe într-o dată și spune locația aici. E, cam așa am simțit eu cu GPS-ul meu, GPS-ul uman. Și pe care când încep să cobori înapoi, cobori foarte, foarte mult, cu o viteză foarte mare. Și vezi cum totul într-o dată se duce așa, în picaj. Într-o dată te trezești și nu știi ce s-a întâmplat cu tine. Tu nu auzeai, nu vedeai decât mulțimea de oameni din jurul părinților tăi și ai tăi, care și îmbocitoarele care deplângeau moartea
bunicului. Bun. A fost o experiență aparte, vă spun că odată ce ai trăit-o, rămâi aparte. Adică ceva de genul, stai la etajul 1 și te urci sus pe bloc. Și tot n-ai ajuns sus unde ai fost. Trecem la următoarea senzație interesantă. Timpul trece, viața trece, omul îmbătrânește, își revine. N-am fost marcat sau ceva de genul de chestia respectivă. Din nou, după nu știu câți ani, timpul trece, perioada se repetă. La fel. De data aceasta au fost de 2 ori sau ceva de genul. Haideți să-i spunem în felul următor. Prima dată eram la muncă la o firmă pe lângă ieșirea Ploieștiului, pe lângă UPG, și stăteam și dintr-o dată mi s-a făcut rău. M-a pus capul și m-am trezit la jos. E, problema e că de data aceasta eram așa de sus. Nu eram așa de sus ca înainte, adică foarte sus. Practic am atinsesem ceea ce se cheamă prima dată nivelul de orizont, adică între pământ și ceea ce se cheamă, hai să zicem, univers. De data aceasta a fost ceva de genul mai sus, vedeam ce se întâmplă, practic vedeam persoanele din jurul meu, vedeam totul, dar nu știam ce mi se întâmplă. După vreo 2 săptămâni, același lucru. Din nou, la fel. Dar fără repercusiuni. Practic, a doua zi eram în picioare și nu, ca și că nu s-ar fi întâmplat nimic. Bun. Revin. Următoarea fază, sau mai să spunem, următoarele, patru, deci suntem la a patra, pentru că a fost prima, după care cele două, și acum următoarele, și mai interesante. În viață am ajuns nevoit și forțat de ceva să fiu operat cu anestezie totală. E, nu știu dacă ați văzut filmul acela Resident Evil. Practic te duci în sala de operație pe picioarele tale și te întorci lat. Pe picioarele tale, adică pleci pe picioarele tale. Și te întorci blană, lat. Bun. Ajungi în operație. Te întinde pe masă, faci anestezia, închizi ochii, e, aici începe și cea mai tare frenezie. Că ei erau lângă tine, te operau și toate cele. Operație foarte grea, pentru că a durat cam 2 ore și ceva. Chiar mai mult. Până s-a pregătit doctorul, până anestezicul, până a început efectiv, până a început trezirea și toate cele.
În fine, în timpul operației, din nou, practic era ceva de genul, din asta, cum să-i spunem, o cameră înaltă pe care stăteai culcat. Bineînțeles că aveai acel ciclop sau ce vrei să-i spui care ți-l pune cu lumină ca să vadă foarte bine. Apoi ei au început ușor, ușor să te opereze. Numai că, ca de obicei, am avut o chestie, hai să spunem, extrasenzorială sau paranormală. Practic, eu am simțit cum m-am ridicat așa în sus, până la tavan, și mă învârteam. Ai văzut cum e Casper, fantoma, în jurul lor. Și vedeam, practic, cum se învârt, cum mă învârt și cum se învârte în jurul corpului meu. Practic, îmi vedeam și corpul meu. Dar și ei se învârteau așa. Casper, știi? Casper, fantoma prietenoasă. Și se uita așa, știi? Câteodată mai și cobora, după care, când a venit revenirea, era cam greu. Revenirea, pentru că, până nu știu cât timp, parcă a început să se splacă. Să fie fantomă, știi? Așa că a fost trezirea. Bun, devine trezirea din ce în ce mai grea. Te trezești direct, lat, pe pat și spune clar să nu adori că mori. În momentul acela, când îți revii, îți dai seama că ești într-o chestie din aceea. Să te întorci ca și Casper, fantoma prietenoasă, ori să nu te întorci. Bun. Trecem mai departe. Vine reanimarea. După nu știu cât timp. După care vine doctorul. A, te-ai reanimat. Ce ai revenit? Numai că trebuie să continuăm tratamentul un pic mai aparte. Așa că a trebuit să facem, hai să-i spunem, niște punți. Unii spun funcții interesante, alții neinteresante. Dar eu vă spun că sunt foarte interesante pentru că au fost în coloană. Un număr de, hai să spun, trebuiau 12 din ele, în fiecare zi. Și vedea cu un lac, uite așa, și ți-l înfigea în spinare, ca la epidurale. Și durea al naibii de frumos. Practic trebuie să stai cum stau așa și să-ți bage acul epidural și să scoată ceva. Bun. Când, așa cum este făcută coloana și era, aveam, hai să spunem, și niște nervi între coaste sau între măduve, între cum vrei să-i spui, între pei și la spinării. În momentul când înfigea, era sublim, o durere de nespus. La una, două am rezistat, la 3-4 au început deja durerile, efectiv cântecele dumnezeiești, cum să spun, îngerii, cum îi spun anumite persoane, așa. Și bineînțeles, din nou,
ceea ce se încheamă închis ochii și picat blană. Bun, și dacă a picat blana, din nou, într-un salon. O dată, de două ori, de trei ori. S-a întâmplat. Între timp, nu s-a mai întâmplat. Dar e foarte interesantă chestia aceea. Ceva de genul, prima a fost cea mai interesantă. Cât de sus, cât să fii pe linia de orizont. Cât de sus, cât să fii într-un avion micuț și să-i vezi pe cei de pe pământ. Senzația este, nu știu, bestială, dar în același timp extrasenzorială. Practic, câteodată îți vezi corpul dormind, iar altă dată nu-l vezi. Îi vezi pe cei din cameră. Nebunie incurată. Noroc că la americanii zi, că la românii noapte. La unii apar coșmaruri, la unii hlizeli, alții îi spun nebunie. Eu spun că e o senzație foarte aparte. O seară plăcută!